Nici nu știți ce ați pierdut. Am fost printre fericiții care l-am ascultat pe Iulian, recitând foarte, foarte frumos, mai bine ca la radio chiar, din propriile versuri. O carte pe care după aceea am înțeles că trebuie să o citesc, pentru că la lectură se pierde foarte mult. La citire individuală e cu totul altceva, e mult mai bogată. Așa că puneți mâna și citiți-o în blânzitorul de cafele. Dar ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut... Cum ți s-a părut el? Discuția. Cum a citit el toată alunecarea aceea de la o fantasmă la alta, personajele acelea bizare care aveau o grămadă de idei și de gânduri și de trăsnăi. Un mozaic de ăsta cu care nu te plictisești și așa câte o chestie puțin care te face să te gândești la absurdul existenței, pentru că asta e marea chestie. De asta îmi place mie la Iulian și pentru care merită citit. Păi, vă știți pe Iulian, dar nu știți cum a fost eu în seara asta? Da, vă știți așa, vorbim puțin și... mai glumeț. Acum, i-a încercat să fie glumeț la început. Că a zis că a scris el primele lucruri, că s-a născut, aia, că sunt lucruri de genul ăsta. A, până la urmă și-a dat seama că nu rezistă, nu are atâta simț al umorului și a dat-o pe serios. Și a trebuit să țină pe serios cam de la 7 până pe la 8 jumate, o oră jumate de Iulian serios. Da. Acum, când zici o oră jumătate de Iulian serios, zici că e ceva greu de suportat. Dar el a băgat explicații. Cum devenea mai greu de suportat? Nu dea seama și spunea, stați, deci să vă explic. Aici, de fapt, îmblânzitorul de cafele se trezește dimineața și își face o cafea. Își deschide dulăpiorul. Asta e tot ce se întâmplă. Și tot restul sunt lucruri, era să se dea de gol, să spună cine scrie de fapt poezia. Nu s-a dat de data asta, dar mai are timp. E un gest de curtoazie acum, pe care îl fac în primul rând pentru cei care m-au somat pe blog, spunându-mi că vor imagini de la această lectură. Din păcate m-am luat cu vorbitul și camera a rămas undeva la bar, l-a încărcat. Dar pentru că eu am niște oameni foarte drăguți care intră pe blog și care citesc și care uneori mai comentează, vreau să le spun că a fost bine seara asta, nu au fost grave erori. S-a servit în primul cafea, este un personaj pe care l-am aruncat în prăpastia asta a vizibilității excesive. Din fericire, vizibilitatea a fost foarte selectă în seara asta. Oamenii care au fost prezenți au fost de bună calitate și într-un număr foarte mic. Ceea ce este bine, pentru că poezia nu este pentru toată lumea, asta este clar și bă, nu știu cum a fost. Am citit manualul Împânzitorului de Cafele, care oricum se găsește pe blog, sunt primele posturi. Cum spunea și Răzvan, m-am enervat pe mine că am fost oarecum serios. Și așa se întâmplă de fiecare dată când vorbesc despre lucrurile importante, devin serios. Sunt conștient că devin serios, sunt conștient de seriozitatea în care mă scald, dar n-am ce face, poezia e o afacere mai specială, nițel. Și acum este așa, un comentariu post-festum, fiindcă este mult mai bine, de fapt, să ai control asupra...
Ștefan este operatorul și regizorul acestor momente. Îi salut pe toți prietenii care intră pe blog și citesc prostiile pe care le scriu eu. Și ce să zic, o să fie material video, sper, și pe viitor, pentru a fi devorat de blogosfera sătoasă de sânge. Mulțumesc lui Florin Dumitrescu, pe care l-apreciez, mulțumesc lui Răzvan, m-a invitat, și imediat după mine, în ordine cronologică, va fi Vasile Ernu, un basarabean extraordinar, care sigur o să zică de bine, n-are ce să zică de rău. În seara asta a fost o, dintr-un lado de rău, seara în care am ascultat o poezie pentru mine percutantă, adică am auzit lucruri. Pot să critic anumite lucruri, pot să nu fiu de acord cu ce am auzit, dar am auzit lucruri foarte, foarte tari. Deci, plus că Lea știe să citească poezia asta, o chestie foarte... Stai, că mai am să zic. Iar chestia care mi s-a părut pentru mine ca un simpatizant al stâncii, viața e o piață de desfacere, este extraordinar. Mi s-a părut o frază foarte tare. Recunosc că m-a... impulsionat, viața ca o piață de desfacere. Mamă, e tare!